Am revenit, suntem din nou în direct. Ștefana Agop, coordonator educațional în cadrul Uniunii Armenilor din România, sucursala Iași, este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara și bine ai venit în jurnal, Ștefana. Mulțumesc mult pentru invitație. Ștefana, anul acesta se fac 100 de ani de la înființarea Uniunii Armenilor din România. În acest context am invitat în jurnal. Ce înseamnă 100 de ani de Uniunea Armenilor? În primul rând, sunt 100 de ani de tradiții, de obiceiuri. Să spunem că noi, ca și armeni, am contribuit foarte mult la creșterea culturală, la nivel cultural a României, datorită faptului că, în primul rând, să spunem, spațiul și teritoriul românesc, în esență, este un teritoriu care reprezintă un mozaic interetnic. În acest context, comunitatea armeană, în anul 1919, pe 25 ianuarie, a înființat o asociație, o organizație, cu sprijinul lui Ion Brătianu, și pe atunci președinte al Comuniunii Armenilor era Trancuiaș, Grigore Trancuiaș, care a militat pentru sprijinirea armenilor refugiați de după genocidul armean, pentru integrarea acestora în societatea românească. În acest context, de-a lungul timpului, plecând de la această sferă socială, Uniunea Armenilor a căpătat un statut cultural, devenind principalul promotor al culturii armenești în spațiul românesc. Mulțumim pentru acest scurt istoric. Câți membri are acum Uniunea Armenilor din România? Sunt aproximativ 2000 de persoane, plus membrii simpatizanți, cred că ajungem undeva la 4000-5000 de persoane, dar armeni din familie armenești, doar aproximativ 2000 de armeni. Dintre care membri activi, ca și tine. Sigur, sunt aproximativ 200 de tineri care se implică proactiv în societate, restul fiind reprezentat de părinți și persoane în vârstă. 200 de tineri sunt armeni sau nu neapărat? Vorbim de cei da, activi. Sunt persoane de etnie armeană, gerbeget, 100% armeni, veniți din Armenia cu familiile lor și au venit aici pentru a-și crea diferite afaceri, dar în același timp avem și armeni care provin din a treia generație, cum este și cazul familiei mele. Practic, noi ne-am născut în România, iar străbunii noștri au venit din diverse zone, fie din Armenia, fie din Turcia. Și cel mai important, că derulați niște proiecte importante și interesante în cadrul acestei uniuni. Să vorbim despre cele mai recente, să zicem așa. Cele mai recente activități au fost legate de centenarul Uniunii Armenilor. Am avut pe data de 15 ianuarie o activitate în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, o activitate ce a scos în evidență, în primul rând, principalele personalități marcante ale Iașului, care de-a lungul timpului s-au implicat proactiv în derularea activităților, și în imagini putem să observăm și cea de-a doua activitate care a marcat acest an aniversar, și anume un concert extraordinar de vioară și pian al lui celebrului concert maestru Armen Anasian, fiind violonist la Filarmonica din Los Angeles. Aici sunt imagini din activitățile noastre din Iași, de la primărie. Au fost momente emoționante pentru comunitatea armeană din Iași, întrucât cu sprijinul domnului profesor universitar dr. Daniel Șandru și a domnului primar Mihai Chirica am reușit practic să reiterăm din nou harta istorică a Iașului, punând în prim plan, să spunem noi, contribuția culturală pe care armenii au avut-o de-a lungul istoriei. În primul rând, având o contribuție economică în trecutul istoric, iar în prezent o contribuție strict legată de promovarea culturii armenești în spațiul ieșean. În cadrul Uniunii aveți și multe activități cu copiii, copii nu neapărat armeni, în diferite școli. Povestește-ne și despre asta. Sigur, avem, derulăm activități culturale, educative, în peste 12 școli. Ne axăm foarte mult pe predarea noțiunilor de educație interetnică, educație interculturală. Practic, încercăm să-i inițiem pe acești copii înspre a-și deschide orizontul, spre a cunoaște alte
culturi. Pentru că, până la urmă, exact cum spuneam, orice teritoriu, orice spațiu este ocupat de mai multe etnii și devine un spațiu intercultural, pentru că sunt mai multe comunități care comunică între ele și trăiesc împreună. Astfel ne-am decis împreună cu domnul profesor Andy Dașchievici, profesor de istorie la Școala Gimnazială George Călinescu din Iași și Alexandru Vlahuță, să pornim acest proiect în toate școlile partenere, cele 12 școli partenere ieșene și să mergem să predăm diferite conținuturi. Am avut în primă fază un conținut legat de comunicare interculturală, ce presupune comunicarea interculturală, apoi despre diversitatea interetnică în context european, însemnând această noțiune, unitate în diversitate, motoul Uniunii Europene, și am trecut ulterior la diverse personalități marcante care au marcat în primul rând comunitatea armeană, pentru că celebrăm cei 100 de ani de comunitate, de cultură armeană în spațiul românesc, dar și alți poeți de la alte minorități. Și totul se face voluntar. Totul se face voluntar, sub egida acestei frumoase organizații, iar în sprijinul nostru vin și foști absolvenți ai școlilor noastre partenere, dar și tineri care vor să se implice ca membri simpatizanți. Copiii, elevii, cât de deschiși sunt la aceste lecții? Elevii sunt foarte deschiși în cadrul acestor activități. Se implică proactiv, iar la rândul lor își manifestă interesul și își dezvoltă abilități înspre a deveni proprii coordonatori pentru o anumită activitate cu o anumită tematică. În trecut știu că susține și cursuri de dans acestor copii, e o artă și asta. Acum se mai practică acest lucru? Sigur, în trecut, dacă noi nu eram specialiști, să spunem, pur și simplu priveam diferite videoclipuri pe internet și încercam să reproducem anumite coreografii. Anul acesta, pentru că am dorit puțin să devenim mai profesioniști pe această arie și să ne specializăm, am apelat la niște colege care au o firmă de organizare evenimente și acestea și-au manifestat interesul spre a duce mai departe cultura armeană prin reprezentarea anumitor mișcări armenești și anumitor dansuri tradiționale. Chiar weekendul acesta am avut două principale festivaluri. Unul a fost o participare în cadrul festivalului Cânt și Joc de Pretutindeni, un festival internațional organizat de Școala Gimnazială Ion Creangă din Iași, și pe această cale îi mulțumesc doamnei director Nicoleta Crețu pentru invitația realizată. Și am avut și un moment artistic în cadrul festivalului Stardance, care a avut loc la Palace, în Atrium, un eveniment extraordinar unde au performat foarte mulți copii din vari domenii ale artelor, și în acest context a fost invitată și comunitatea armeană cu un moment artistic, pentru că știm bine, comunitatea armeană a fost una dintre principalele care a fondat orașul Iași în anul 1395, Biserica Armeană fiind prima atestare documentară. Așadar, comunitatea armeană pe partea dansului revine cu un proiect nou cu ajutorul trupei Edelweiss și sub egida trupei de dans Siamanto, cu membrii noi și membrii vechi. Siamanto mă duce și cu gândul la o revistă, la revista Uniunii Armene. Sigur, revista Siamanto este o publicație de suflet a comunității armene din România. Apropo, este... ce înseamnă Siamanto? Siamanto este numele unui scriitor armean, un renumit poet care a trăit în perioada genocidului armean și care a dorit să scoată în evidență traumele prin care au trecut armenii în acest tragic moment istoric. Iar noi, în semn de omagiu, am dorit să dăm acestei reviste numele său. Iar această revistă, practic, este anul acesta la cel de-al nouălea număr. Va fi un număr dedicat centenarului Uniunii Armenilor din România, 100 de ani de cultură armeană în spațiul românesc, și se va axa foarte mult pe modul în care a fost influențată cultura românească de cultura armeană și modul în care armenii și personalitățile armene au putut să se implice și să contribuie la
promovarea spiritului armenesc. Cine înscrie pentru această revistă? Pentru această revistă, în primul rând, avem persoane din Armenia, corespondenți care scriu și ne ajută cu diverse materiale și ne pot oferi diverse surse mult mai veridice din acest punct de vedere, pentru că noi, neavând contact direct zi de zi cu patria mamă, oarecum rămânem în urmă cu veștile, chiar dacă le citim în diverse publicații pe internet. Una este să trăiești acolo, în patria mamă, și alta este să fii la distanță, în diaspora. Și din acest context am apelat la persoanele corespondente din Armenia. Avem și persoane din România, din diverse comunități, care de asemenea și-au manifestat, să spunem noi, și-au devenit deschiși spre această latură și și-au manifestat interes spre a scrie la această publicație. Ștefana, spuneai că nu aveți un contact zi de zi cu patria mamă, totuși un contact există cu patria mamă. Ați avut anumite proiecte, despre sigur. Ce este vorba? Am avut diverse proiecte pe care le-am derulat pe parcursul timpului. În primul rând am avut o școală de vară care se numește Spiurk. Este o școală de vară organizată de Ministerul Diasporei din Armenia, în care tinerii au avut ocazia să învețe limba armeană cu profesori specializați, profesori de literatură, de limbă armeană, și au putut să învețe limba armeană de est, întrucât aceasta se vorbește în Armenia, în restul lumii se vorbește limba armeană de vest, și au putut să învețe în primul rând alfabetul armean și apoi câteva cuvinte uzuale. Bineînțeles, aceste cursuri s-au făcut pe diverse nivele de vorbire, de la nivelul elementar, la intermediar și avansat. Și a mai fost un program care se numește Aritun, adică Vino acasă, în traducere, și acest proiect se dedică persoanelor până în 18 ani care doresc să viziteze Armenia. Se axează foarte mult pe partea de cultură și civilizație. Copiii merg și trăiesc efectiv în familie armene și practic devine un schimb de experiență foarte interesant pentru copii, și este foarte interesant deoarece au contact direct cu tinerii de acolo, văd exact modul în care se trăiește. Pentru săptămâna aceștia stau în aceste familii și câteva zile pleacă într-o tabără undeva între munți, unde este un peisaj relaxant și foarte frumos, și în cadrul acestei tabere au diverse cercuri de dans, învață să danseze specific armenesc cu pași specifici. După aceea fac cursul de pictură în care încearcă să transpună în artă diverse peisaje cu muntele Ararat și cu alte zone din Armenia, și de asemenea cursul de gastronomie, ceea ce este foarte important. Tu din care proiect ai făcut parte? Eu am participat în ambele proiecte, în 2011 în proiectul Aritun și în 2014 în proiectul Spiurk. Adică ai fost plasată la o familie de acolo, da? Da, am fost plasată la o familie din Armenia și am avut ocazia ca împreună cu aceștia, dar și cu colegii din celelalte țări, pentru că am fost 4 sau 5 țări din care au venit copiii acolo în Yerevan, am avut ocazia să vizităm diverse zone din Armenia. Când ai ajuns în Armenia, Armenia s-a dovedit a fi așa cum o visai tu? Sigur, sincer, așteptările și expectanțele mele vis-a-vis de această țară au fost ridicate, dar m-au surprins peisajele de vis, arhitectura impunătoare. Chiar dacă este o arhitectură specific clădirilor sovietice, sincer să spun, faptul că este din acel tuf vulcanic care este de culoare roșiatică, și un alt aspect specific care mi-a plăcut foarte mult sunt acele, să spunem, pietre mari comemorative cu numele de Hachkar, care conțin diverse motive specifice armenești, printre care și o cruce, pentru că poporul armean este primul popor care a adoptat religia creștină ca religie oficială de stat în anul 301. Așadar, acestea au fost principalele aspecte ce m-au determinat să cred că Armenia este țară de vis. Dacă vorbim despre popor, ce caracterizează acest popor? În primul rând, este un popor ospitalier, este un popor deschis laturii interculturale, pentru că în Armenia trăiesc foarte multe persoane de diverse etnii.
De asemenea, este un popor care ori de câte ori este un popor religios, ori de câte ori este o sărbătoare și nu numai, în fiecare duminică aceștia merg la Echmiadzin, care este scaunul patriarhal al catolicosului. Practic, cred că acestea sunt principalele elemente care definesc această comunitate. Acum să revenim în România și aș vrea să vorbim despre perspective în cadrul acestei uniuni. Ca principale perspective în cadrul acestei uniuni pentru anul curent, în primul rând avem de subliniat faptul că am încercat să promovăm tradițiile armenești prin dans. Am revenit cu acest frumos proiect și anume trupa de dans Siamanto cu ajutorul colegilor noastre de la trupa Edelweiss. De asemenea, am încercat să lărgim această perspectivă și să avem mai multe școli partenere în care să derulăm aceste activități de diversitate interculturală. Ne-am axat anul acesta pe toleranța interetnică și pe istoria comunității armene în România, pentru că, bineînțeles, este anul de centenar, cum am menționat anterior, și ne-am axat pe o serie de activități, workshop-uri care doresc să scoată în evidență, în primul rând, această latură armenească, influența și modul în care comunitatea armeană a contribuit la creșterea societății eșenești și societății românești de-a lungul celor 100 de ani. Iar în plus, să spunem, un element de noutate care ar putea să scoată în evidență această comunitate, pentru că comunitatea armeană din ea și-a dat startul activităților de tip centenar, este această colaborare frumoasă cu comunitatea armeană din Roma, și pe această cale îi mulțumesc domnului președinte Emanuel Nazaretean pentru deschiderea de care a dat dovadă ori de câte ori tinerii din ea și-au dorit să facă proiecte cu comunitatea armeană din Roma. Derulăm o serie de activități, prima activitate fiind pe data de 7 și 8 iunie la Roma. Avem festivalul Garabeti Brăileanu organizat de comunitatea armeană de acolo și vizează în primul rând omagierea acestui mare om de cultură și scoatem în evidență diferiți tineri care doresc să se afirme, printre aceștia fiind și Alina Săruleanu, o tânără artistă care practic a schițat și a portretizat chipul lui Garabeti Brăileanu și va avea loc acest vernisaj în cadrul acestui festival. Ulterior, având loc și alte evenimente, va fi în noiembrie de asemenea o expoziție dedicată Alinei Săruleanu, o expoziție personală cu tematică armenească de tip centenar și ulterior vom avea o reprezentație probabil a trupei de dans armenesc, atât în Iași cât și în Roman, de Ziua Minorităților. Mulțumim pentru aceste informații, Ștefan Agop. Cu mare drag. Ne apropiem de sfârșitul jurnalului. Te mai așteptăm și cu alte noutăți. Mulțumesc mult pentru invitație. Cu mare drag, doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară minunată să aveți și vizionare plăcută în continuare.